prieten cu toți colegii mei, în primul rând, cum să nu vin? Nu, nu există. Deci au fost criterii care le-am stabilit, nu există nimic. Și oricul de întâmplare și cu Suceava, Suceava are 114 UAT-uri. Dojul de unde e premier? Și Oltu are 102, 112 și cred că Dorjul are 104. Și asta e o întâmplare. Deci, unde-i premierul? Și asta e o întâmplare, domnul Stănescu? Da, da, da. Da, întâmplare. Da. De ce ați stabilit această formulă de calcul? De ce 50% contează numărul de UAT-uri deci, și doar 15% numărul populației și nevoile din formulele a venit ministrul Ceiche de la dezvoltare, le-a explicat în coaliție, ne-am uitat cu toții pe județe cât are fiecare și la un moment dat în coaliție s-a decis ca să rămână procentul ăsta. Primeze nevoile acelui județ? Multe lucruri firești. Așa s-a decis, asta e. Cine s-a decis? Că dumneavoastră ați decis. Coaliția, coaliția. Da, vreau să vă spun următorul lucru, ca să înțelegem, adică să ne înțelegem. Am discutat aproape cu toți colegii noștri lucrul ăsta. Dacă v-a spus cineva, vă rog să-mi dați un exemplu care spune că e nemulțumit între colegii noștri. O altă nemulțumire. Nu neapărat. Dați-mi un exemplu dintre colegii noștri de la PSD care a spus că e nemulțumită suma alocată pe județ. Dați-mi un exemplu. Dați-mi exemplu un primar. Primarul de la Brăila a ieșit public și a spus. Nu este nemulțumit pentru că nu i-au bani pentru proiectele pe din 1470 de primare și doar un singur primar. Democrația înseamnă majoritate democrație, asta înseamnă. Vă mulțumesc să rămână. Sunt Angel Salini, sunt primar care sunt nemulțumiți că au fost dați mai mulți bani pentru apă și canalizare decât pentru asfaltare. Înțelegem că s-a decis să se schimbe. Ba nu, sunt 22,5 miliarde pe apă și canal și 30 de miliarde sunt pe drumuri. Pare rău, drumuri și poduri. Deci suma alocată este mai mare, poduri și drumuri, e mai mare. 30 de miliarde. Poate vreun primar la ora asta să spună, mie mi-ați alocat 500 de milioane, dar uitați, eu am proiecte care depășesc această sumă și prin urmare am nevoie de mai mult? Ei bine, nevoile sunt mult mai mari. Sigur că nevoile sunt mult mai mari, dar fiecare primar va primi suma din proiectele pe care el l-a depus. Nu vor intra toate proiectele, pentru că suma depășește cu mult ce s-a cerut, cu mult. Dar la nivelul ministerului vor fi analizate toate proiectele și se va decide ce proiecte rămân cu fiecare. Doamna Olguța Vasilescu e mulțumită. Doamna Olguța Vasilescu e foarte mulțumită, uite, și vedeți de foarte